Bună săgetător și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 7-13 octombrie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia săgetător, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în această zodie. Iar dacă rezonezi cu mesajele, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm toate cărțile de tarot, primești sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru săgetător în această săptămână. Bun, în primul rând, este o săptămână în care săgetătorul reînvie la viață, este o săptămână în care te vei concentra foarte mult pe felul în care arăți, pe cine ești cu adevărat, te vei concentra foarte mult pe plăcerile tale, pe bani, pe valorile tale și tot săptămâna aceasta săgetătorii pot fi foarte vorbăreți sau pot fi foarte mult puși pe drumuri. Acum, în această săptămână, săgetătorii iau o hotărâre foarte înțeleaptă Privind o poveste de iubire secretă sau privind un sacrificiu în dragoste, unii e posibil să ziceți gata, nu mai fac sacrificiu, alții e posibil să înțelegeți că ceva acolo s-a cam terminat. Tot pentru săgetător poate să fie și o săptămână în care vă puteți îndrăgosti în secret, e o iubire acolo imposibilă, e o atracție, poate pentru unii este o iubire um, așa platonică, da? poate nu e nimic concret acolo, dar E ceva care zic eu că va atrage. În același timp e și despre sacrificii, e și despre suferință. Și pentru alți săgetători să știți că poate să fie, bineînțeles, și o săptămână în care um, vă gândiți foarte serios. Poate chiar să um, faceți o curățenie așa în viața voastră. Um, unii sunteți foarte secretoși, foarte misterioși în legătură cu o poveste de iubire, poate în legătură cu o problemă de la muncă. Unii aveți acolo ceva care nu, nu vă place, nu vă convine. Însă, v-am zis, partea bună e că săptămâna aceasta săgătătorul în sfârșit se poate alege pe sine, în sfârșit poți să alegi iubirea, pasiunea, în sfârșit ai ocazia să faci lucruri pozitive pentru sufletul tău. Uh, îți spuneam că ești foarte dornic în această săptămână să comunici cu prietenii, cu oamenii dragi, foarte mulți săgetători, fie mergeți la cursuri, fie învățați ceva, unii o faceți pe profesorii, pe mentorii pentru ceilalți, alți săgetători, luați cuvântul într-o ședință, într-o adunare de oameni, sunteți foarte vorbăreți și foarte mulți săgetători o să postați foarte mult pe site-urile de socializare în această perioadă. Um, deci e de bine. Um, unii poate primiți și un răspuns pozitiv, asta dacă așteptați așa ceva, um, legat de acte, legat de bani, legat de o firmă, poate e ceva legat de o colaborare, de viitorul unei colaborări. Um, toată această săptămână pentru săgetători este despre a învăța da, să Poate să renunțați, poate la o relație, poate la un plan de viitor pe care îl aveați în comun cu cineva, tocmai pentru plăcerea voastră. Și este și o săptămână în care mulți săgetători vă puteți vindeca o rană legată de copilul interior. Sau uh, puteți să observați o vindecare legată chiar de copilul vostru. Da? Cumva găsiți o soluție pentru alții poate e vorba de o afacere, de o colaborare, acolo reușiți cumva să rezolvați niște lucruri. Vedeți că aveți oameni foarte buni în jurul vostru care vă pot ajuta în această săptămână. Dar este important să fiți deschiși și bineînțeles că săptămâna se termină într-o notă puțin ciudată pentru săgetătorul. Pot fi acolo mici mari conflicte, fie legate de prieteni, bani, viitorul vostru din punct de vedere financiar, viitorul unei relații. Și bineînțeles, pe 13 octombrie, seara, Mercur schimbă zodia, se mută în Scorpion, dar nu știu dacă o să-l simțiți voi foarte mult săptămâna aceasta, ci mai degrabă de pe 14 octombrie încolo, cumva în a doua jumătate a lunii. Pentru voi poate să fie săptămâna aceasta un ultimatum sau unii săgetători să aveți ocazia să puneți punct la o situație care nu vă mai place să nu, nu mai funcționează. Cumva zic lucrurilor pe nume și apoi se retrag. Da? Mercur acolo, bineînțeles, te va ajuta să te, mă rog, să studiezi mai bine subconștientul tău, partea spirituală a vieții. O să fiți mai misterioși, mai secretoși, o să vreți să faceți investigații, dar asta o să discutăm pentru că oricum nu o să-l simțiți foarte mult pe Mercur scorpion săptămâna aceasta, ci mai degrabă de săptămâna viitoare încolo, adică de pe 14 octombrie încolo. Bun. Uh important e că săgetătorul zice ce are de spus. Da, ești mai direct așa. Hai să vedem uh, și arhanghelii ce transmit pentru tine, ce trebuie să știi. Avem numărul 2, foarte important pentru tine, cunoașterea de sine, culorile importante, portocaliu, mov, lila, auriu, iar arhanghelul Gabriel este cel care ție îți transmite un dar, o ghidare. Te ajut să cunoști natura ultimă și dumnezeiască a propriei tale ființe. Să urmezi mai mereu înțelepciunea tainică a inimii și să manifesti plenar respectul de sine. Frumos, deci săgetătorul... Reușește să se respecte mai mult, să se iubească mai mult, devii mai înțelept și unii e posibil să înțelegeți cu adevărat ce vă doriți, ce vă face fericiți, ce vă aduce liniștea și pacea în viața voastră. Hai să vedem dragi săgetători. Este o săptămână și cu secrete să știți puteți afla secrete sau voi să fiți dorniți să împărtășiți niște secrete cu cei. Hai să vedem ce zic că aceste cărți de tarot. 7-13 octombrie pentru săgetător. Oh, lumea, de ce nu sunteți voi de acord cu sfârșitul ăsta? O, oh, multe spade. Dragi săgetători, sunteți într-o perioadă în care, să vă zic eu, și rațiunea asta vă ajută, dar ca să apelați și la intuiție, că aveți destulă. Nu ziceți că Trei de cupe spânzuratul. O legătură cu zodia pești. E ca și cum nu vă puteți bucura de ceva. E un blocaj legat de o petrecere, o adunare de oameni. O ședință, ceva. Dar este și o săptămână în care săgetătorul cumva trebuie să conștientizeze că fie trebuie să sacrifice un anumit lucru, fie trebuie să conștientizeze că acolo unde lucrurile nu merg, nu funcționează, tot se blochează, Poate e bine să nu insiste, poate e bine să nu insiste. În continuare avem arcana majoră lumea. Aici unii puteți avea legătură cu zodii fixe. Taur leu scorpion vărsător, dar. Lumea reprezintă o închidere de ciclu e o etapă aici care se închide. Poate e o etapă karmic. Pentru unii este despre a vă detașa de această suferință care persistă de ceva timp. Acum avem un scorpion, sincer, pe oriunde ar fi, tot aduce și suferință și mici probleme, că ea nu se simte bine acolo, dar cât de mic benefic a fi ea. Dar totuși lumea vorbește despre un succes aici. Deci ceva ce se eliberează. Apoi avem șase de spade la baza manifestărilor tale. Ești foarte mult pus pe drumuri în această săptămână. De asemenea, săgetătorul pune în mișcare ceva anume. Șase de spade poate să însemne și faptul că te gândești serios să pleci undeva săptămâna aceasta, să te muți. Pentru alții sunt niște schimbări așa care se produc în jurul vostru. Șapte de spade în inima ta, deci uh, poate ceva nu vă place, ceva nu vă convine, Privind un părpat important din viața voastră, privind uh, partenerul, prietenii, oamenii din jur. Doi de spade în mintea ta. Deci, săgetătorul uh, am zis, comunică în această săptămână, dar nu prea mult. Mai mult comunici așa cu tine. Uh, o decizie importantă pe care o ai de luat. Doar că dragi săgetători, e cu roata de adică aici o hotărâre se ia în exteriorul vostru, dar nu ține de voi. Oricum v-am mai explicat că suntem într-o perioadă în care foarte multe lucruri se întâmplă și nu țin de noi, mai ales că săptămâna aceasta și Pluto își reia mersul direct, deci deja sunt lucruri care nu Deci mai este și uh, în relații bune acolo și cu Uranus și cu Neptun, deci deja nu mai sunt lucruri care țin de noi, da și poi Pluto vrea așa hai. Până la final de noiembrie, cu schimbările. Totuși e un noroc aici, dar știți cum e, dragi săgetători, câteodată uh, un noroc uh, e mascat așa într-un ghinion, știți cum e? Sunt acele momente în care ne amintim și spunem Doamne ce binecuvântare a fost că s-a întâmplat așa și atunci eram eu supărat pe situație și nu s-a întâmplat invers, că era mai rău, da, știi cum e când te ferește Dumnezeu de un rău. Venus acolo să știți că vă ajută, da? adică vă ferește de lucrurile. rele. Dar acum, nici voi nu trebuie să insistați. Da? Cu Marte acolo, eu, cu siguranță, va fi o tendință, poate și de lupte, poate și de sacrificii, poate și de a pune punct la ceva. Pentru că, uite, avem regina de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. O femeie importantă, este o femeie sensibilă, blândă, iubitoare, este o femeie cu suflet mare care vă poate ajuta. Regele de monede aici, o legătură cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn. O persoană foarte stabilă, foarte sigură pe ea, foarte înrădăcinată în propriile convingeri. Este o persoană stabilă material, este o persoană pe care te poți baza, care are o experiență de viață. Și ultima carte, ziceam, roata destinului, deci niște hotărâri mari care se iau în exteriorul vostru. Uh, unii parcă aveți două persoane care vă sunt alături, fie este un cuplu, fie este, să zic, o prietenă și partenerul. Sunt doi oameni aici care iau o hotărâre și care e bună pentru voi. Singura chestie e să fiți voi deschiși. E ca și cum vine universul ăsta și vrea să stai de acolo o suferință. Doar că trebuie să te deschizi, dar cu siguranță o să o faceți, nu fac eu probleme. Acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru prezență, te îmbrățișez cu drag, sper din suflet să-ți fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o săptămână cât mai frumoasă și dacă ai rezonat, te invit și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm toate cărțile de tarot. Sincer, sunt și o curioasă. Îți dau un sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru săgetător în această săptămână. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc încă o dată că mi-ai rămas alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o săptămână cât mai frumoasă.